Aseară, un incendiu de vegetație de mari proporții s-a declanșat în comuna Oteșan din cauza unui foc deschis, iar mai apoi s-a propagat către Tomșan și folești de Jos. Au ars aproximativ 60 de hectare de vegetație uscată și lăstăriși. Din fericire, pompierii au intervenit înainte ca flăcările să se apropie de gospodării. Ieri, 31 ianuarie, pompierii vâlcene au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul punctelor de lucru Horezu și Bunești la un incendiu de vegetație uscată care se mai manifesta în comunele Tomșani și Oteșani. Incendiul s-a propagat din Oteșani către Tomșani, Folești de jos fiind un singur incendiu. Misiune care a presupus efort susținut din partea pompierilor militari vâlceni a avut loc ieri, 31 ianuarie anul curent, în localitățile Oteșani și Tomșani, unde echipajele de stingere au acționat pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată. Forțele de intervenție ajunse la locul solicitării au constatat că arderea se manifestă violent și, din cauza vântului, exista pericolul ca flăcările să se extindă și la gospodării. După aproximativ două ore de intervenție, cu eforturi susținute, salvatorii au stins plăcările în limitele găsite, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale. Au fost anunțate și serviciile voluntare din cele două localități. Pericolul de propagare la gospodăriile din zona a fost îndepărtat de intervenția pompierilor vâlceni. Nu au fost persoane sau animale surprinse de incendiu. Au ars circa 60 de hectare de vegetație uscată și lăstăriș. Cauza probabilă, foc deschis în spații deschise.